Bună ziua! Vă mulțumim pentru faptul că ați dat curs invitației noastre de astăzi. E o premieră ceea ce facem noi astăzi la Onești. Este o conferință de presă combinată cu o lansare de candidat în timp de pandemie. Mă uit aici în fața mea și văd foarte mulți veterani ai politicii din județul Bacău și din Onești și nu cred că domniile lor au fi crezut vreodată că se vor face și astfel de lansări. Mi-aduc aminte acum 8 ani de zile când s-a lansat candidatul nostru la primăria Onești, domnul senator Aron Popa, pe care îl salut, este astăzi aici. Acum 12 ani. Îmi cer scuze, acum 12 ani era o efervescență, un stadion plin și astăzi ar fi putut să fie un stadion plin, dar nu am putut să facem acest lucru. Ne cerem scuze pentru colegii noștri liberali și de la USR Plus, care au dorit să participe astăzi la această acțiune, dar pentru faptul că nu este permis în această situație de pandemie, ne vom recompensa, ne vom bucura cu siguranță pe 28 septembrie, după ce candidatul Alianței PNL-USR Plus, doamna Elena Pașcu Apăvăloaie, va fi primar al Oneștiului. Înainte de a vă adresa gândurile mele, eu sunt Ionel Palar, sunt președintele Partidului Național Liberal, și alături de mine se află domnul Lucian Stanciu Viziteu, președintele Partidului USR, și domnul Cristian Ichim, președintele Partidului Plus. De ce ne aflăm aici cu toții? Pentru că după 30 de ani, în județul Bacău, despre mine nu pot să vorbesc așa, dar despre dânsii sigur pot vorbi, doi tineri inimoși, domnul Lucian Stanciu Viziteu și domnul Cristian Ichim, împreună cu subsemnatul și colegii din PNL, am spus că nu mai pot, la 48 de ani, nu mai sunt de vârsta dânșilor pentru că sunt în jur de 30, am găsit înțelepciunea și rațiunea de a construi o alianță de dreapta în municipiul Bacău, la nivelul Consiliului Județean Bacău și la nivelul municipiului Onești, pentru a reuși ca cele trei obiective importante pentru județul Bacău să poată să fie realizate. Spun acest lucru pentru că în alte județe din țară nu s-a găsit această înțelepciune la noi și le mulțumesc celor doi copreședinți. S-a găsit acest lucru și astăzi suntem în fața dumneavoastră pentru a prezenta candidatul comun al Alianței PNL-USR Plus pentru primăria Onești. Despre Onești nu voi vorbi eu. Eu voi vorbi ca băcăuan despre ceea ce s-a întâmplat 30 de ani în județul Bacău. De 30 de ani în județul Bacău, ca și în Onești, a condus cu repetiție Partidul Social Democrat. Ceea ce au lăsat în urmă se vede. Cea mai grea rană, care nu s-a vindecat și nu se va vindeca decât cu timpul și cu multă muncă și multă energie, o reprezintă distrugerea platformei petrochimice de la Onești, unde zeci de mii de oneșteni au lucrat și au dat țării, pe lângă valoarea economică, oameni de mare, mare valoare. Nu cred că eu ar trebui să vorbesc despre ce personalități a dat Oneștiul, dar nu cred că există român să nu fi auzit de Nadia Comăneci, nu cred că există român să nu fi aflat despre faptul că în Onești cei mai mulți sportivi ai țării au fost aici. De ce? Pentru că au fost oameni harnici, oameni inteligenți, oameni care au iubit aceste locuri. De ce nu mai putem vorbi la superlativ despre Onești astăzi? Pentru că timp de 30 de ani oamenii au fost păcăliți, pentru că a fost distrusă economia orașului Onești și, din păcate, n-a avut conducătorii bine intenționați. Această mână de om mare, Elena Pașcu Apăvăloaie, a avut și are curajul de a arăta oneștenilor altceva. Nu o să-i dau cuvântul domniei sale acum, pentru că așa e normal și de bun simț să vorbească și cei doi copreședinți. Nu sunt fratele mai mare, nu dau lecții absolut nimănui. Am fost rugat să deschid eu această acțiune și o să-i dau cuvântul domnului președinte Lucian Stanciu Viziteu, după care o să-i dau cuvântul domnului Cristian Ichim și o să o rog după aceea pe Elena, această mână de om mare, care va arăta că ce n-au putut să facă atâția și atâția, iertat fiind termenul, așa zici bărbați din administrație și bărbați de stat, va reuși împreună cu noi și cu oneștenii. Domnule președinte, vă rog.
mulțumesc, domnule viitor președinte al Consiliului Județean. Sunt Lucian Stanciu Viziteu, sunt deputat de Bacău de 4 ani și acum vicepreședintele Camerei Deputaților, dar mai presus de aceste lucruri, în acest moment sunt parte dintr-o echipă. Dintr-o echipă formată din 3 partide de dreapta, care au trecut peste orice orgoliu mărunt personal pentru a da oneștenilor o șansă pe care nu au mai avut în ultimii 30 de ani. Aș vrea aici să mulțumesc în special domnului Florentin Iftime, președintele filialei USR Onești și întregii echipe USR Onești, pentru că au înțeles șansa pe care o avem. Șansa pe care acest oraș o are de a scăpa de conducerea socialistă din ultimii 4 ani. Și știu bine ce vorbesc, acest oraș, dacă ne amintim, începând cu martie 1965, purta numele unui dictator comunist. Acum se vede că după 30 de ani de la Revoluția Anticomunistă, din nou peste acest oraș s-a abătut plaga socialistă. Și acest lucru se vede în faptul că Onești este cel mai depopulat, nu doar municipiul din Bacău, din județul Bacău, ci din toată țara. Acest lucru trebuie să înceteze începând cu 28 septembrie. Și pentru acest lucru aș vrea să vă asigur pe toți că din partea Uniunii Salvați România, candidata Alianței, doamna Elena Pașcua Păvălaie, are toată susținerea mea și a întregii echipe USR Onești și a întregii echipe USR Bacău. Și sunt convins că alături de Elena vom recâștiga primăria Onești și vom aduce aici o guvernare de dreapta, mult dorită și necesară pentru viitorul acestei urbe. Așa că, Elena, îți urez mult succes! Mult succes și ție la Bacău! Doamne ajută! Pa, fi! Domnul președinte Cristian Iftim. Bună ziua tuturor! Mă bucur că ne aflăm astăzi împreună. Eu nu am făcut politică înainte, majoritatea membrilor plus nu au făcut politică înainte, dar am implicat să construim. De asta am stat la masă împreună cu domnul Ionel Pală, președintele PNL, domnul Lucian Stanciu Viziteu, președintele USR Bacău, și am gândit pentru Bacău, am gândit pentru municipiul Bacău, pentru județ, dar și pentru municipiul Onești. Împreună putem schimba ceea ce se întâmplă, împreună cu Elena la Onești putem aduce plus valoare Oneștiului și cetățenilor. Noi considerăm că baza poliției a trebuit să fie construcția și colaborarea. De asta ne-am implicat în politică, de asta căutăm căi de colaborare. Au amintit colegii mei despre Onești, despre Nadia, 10. Putem fi de 10 iar la Onești împreună. Putem face multe lucruri. De a noi, plus, și mulțumesc și eu la rândul meu colegilor de la Plus Onești, care au înțeles care este esența de a colabora. A trece peste orgoliu, peste dorințele personale și a găsi formule de construcție. Așa că împreună vom da primarul Oneștiului. Mult succes, Elena! Înainte de a-i da cuvântul doamnei Elena Pașcua Păvăloaie, vreau să o întâmpinăm cu un ropot de aplauze puternic. Mulțumesc. Sper că același lucru să se întâmple și pe data de 28 septembrie. De fapt, sunt sigură că același lucru se va întâmpla și pe data de 28 septembrie, când oneștenii își vor fi ales o doamnă care să-i conducă. O femeie care iubește Oneștiul, care trăiește în Onești de 40 de ani, care înțelege de ce Oneștiul are nevoie de o femeie care să îl conducă. Mulțumesc celor 3 președinți ale partidelor astăzi unite. Mulțumesc domnului președinte Ionel Paler, mulțumesc Lucian Stanciu Viziteu, mulțumesc Cristi Ichim, pentru că ați permis ca la Onești să se pună bazele unei alianțe care va avea drept scop câștigarea Oneștiului și se va întâmpla acest lucru. Împreună cu colegii de la USR, împreună cu colegii de la Plus, formăm deja o echipă bine închegată, al cărei interes este câștigarea Oneștiului și scoaterea Oneștiului din starea de amorțeală în care se află de peste 30 de ani. De ce Oneștiul are nevoie de schimbare? Pentru că de 30 de ani se uită că Oneștiul este orașul Nadiei Comăneci. Oneștiul care a dat primul 10 al gimnasticii mondiale.
N-a vorbit nimeni de Nadia până acum vreo două luni de zile, când am făcut un proiect de hotărâre prin care am stabilit că ziua Oneștiului trebuie să fie pe data de 18 iulie, dată în care Nadia Comăneci a luat primul 10 la Montreal. De ce Oneștiul are nevoie de schimbare? Pentru că Oneștiul, în timpul anilor 1960, era unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Era un oraș pentru care se scriau șlagăre. Era un oraș care avea cel mai mare procent de intelectuali la 1000 de locuitori din țară. Pentru că Oneștiul a stârnit emulație. Emulație culturală, emulație sportivă. Pentru că Oneștiul are tineri de valoare. În spatele meu vedeți tineri care vor să schimbe soarta acestui oraș. Vor să scoată acest oraș din amorțeală. Oneștiul are posibilitatea la acest moment să-și aleagă un om care să-l iubească, să-l înțeleagă și să-și dorească să construiască pentru tot ceea ce înseamnă oneștean o viață mai bună, un oraș de care să putem fi mândri, un oraș pe care să-l lăsăm copiilor, nepoților noștri, așa cum au făcut-o și cei de dinaintea noastră. Pentru ca Oneștiul să crească, mulți oameni au muncit, s-au chinuit și l-au făcut frumos. Alții, în urma lor, n-au știut să răsplătească munca celor de dinainte și și-au bătut joc. Noi venim și încercăm să reclădim ceea ce Oneștiul a fost odată. Încercăm să întinerim acest oraș care este atât de îmbătrânit, încercăm să aducem zâmbetele pe buzele oneștenilor și vom câștiga. Pe 28 septembrie, Oneștiul va avea un primar, femeie, care își va da silința să schimbe tot ceea ce nu s-a schimbat în 30 de ani în acest oraș. Mulțumesc mult! Felicitări, Elena! Înainte de a ne întâlni aici, m-a întrebat Elena, nu cu emoție, cum va decurge acest moment. Și am spus că este singurul loc la lansare de candidați în județ unde n-am emoții. Pentru că atât de mult suflet pune și atât de mult își dorește să fie ceea ce trebuie pentru Onești, încât nu am emoții. Doar noi, colegii ei, trebuie să o sprijinim, să furăm din optimismul ei. Inclusiv eu, ca și candidatul la Consiliul Județean, încerc să fur din optimismul și din energia Elenei și sunt convins că va face o treabă foarte bună. Dar, pentru că suntem înconjurați și de foarte mulți colegi de-ai noștri din jurul Oneștiului și avem și o surpriză extrem de plăcută astăzi aici. Înainte de a-i da cuvântul unui foarte, foarte bun prieten al Oneștiului, unui om care a adus multă cinste, onoare, a fost, este și va fi un liberal de forță, un om înțelept, cu care vă mărturisesc, nici domnul Viziteu, nici domnul Ichim și nici Elena nu știe, că înainte de a lua decizia de a face această alianță la Onești, m-am sfătuit cu un om. Un om pe care oneștenii sper să-l aprecieze în continuare așa cum l-au apreciat și de care ar fi avut nevoie, dar un om extrem, extrem de înțelept. Acest om extrem de înțelept se numește Ioan Aron Popa. Este un liberal autentic, este un om care a reușit în statul român să dețină funcții pe care alții, nu că n-ar fi visat, n-ar fi putut să le ducă. Aceste funcții le-a dus un băcăuan, un oneștean, ne-a făcut cinste să ne reprezinte la Comisia Europeană și fără a vorbi eu pentru dânsul, pentru că sigur poate dânsul să ne adreseze câteva cuvinte, eu ca președinte al PNL îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce a făcut, ceea ce face și pentru faptul că eu o spun deschis, ca viitor președinte al Consiliului Județean, voi avea mare nevoie de experiența domniei sale, pentru că este cel mai bun specialist în atragere de fonduri europene pe care, fără falsă modestie, cred că l-are România astăzi și cred că noi suntem privilegiați că este colegul nostru și că va putea să ne sprijine. Domnule Popa, vă rog frumos câteva cuvinte.
mult, dar sună pur din discursul tău. Că poate... oricum nu l-am folosit, așa că da, da, la... chestiune de da. Siguranță. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că, într-adevăr, am emoții pentru că 12 ani n-am mai avut niciun discurs politic în fața unor oameni politici, oameni care au experiență politică, dar chiar dacă n-am ținut discursuri politice, am simțit politic tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, ce s-a întâmplat în PNL, ce s-a întâmplat în România, având în vedere și faptul că, la un moment dat, poziția pe care m-am ocupat-o nu mi-a permis să dețin și statutul de membru de partid. Eu sunt unul din cei care, într-adevăr, am un pic de vechime în PNL și în politică. Am încercat în 2008 să răsturnăm regimul Lenaru de la vremea respectivă. N-a fost foarte ușor, dar nici foarte greu, dar voturile oneștenilor s-au îndreptat într-o anumită direcție și la o diferență foarte mică am pierdut primăria. Acum sunt convins că data aceasta primăria va fi câștigată de colega noastră, pentru că are în spate două partide și o alianță puternice și acest lucru se va reflecta cu siguranță în votul pe care oneștenii îl vor exprima pe 27 septembrie. Eu nu pot să vă spun altceva decât că voi rămâne alături de echipa liberală și de cei care susțin proiectele liberale, voi rămâne alături de viitorul președinte al Consiliului Județean, echipei de la Consiliul Județean, de candidatul nostru care sperăm și suntem, spunem, aproape de a câștiga primăria și să vă urez succes tuturor și să ne vedem și în alte ocazii la fel de festive și de foarte multe ori să aibă și în spate câștigurile trecute pe hârtie și notate în registrele oficiale. Încă o dată felicitări și succes! Mulțumesc! Înainte de a încheia, am făcut o mare greșeală, dar să știți că eu sunt campion la face gafe. Vreau să-i mulțumesc președintele organizației PNL Onești, domnului Constantin Lazar, aici prezent. S-a pus tricoul pe dânsul și o să-l rog să facă câțiva pași spre mine. Și dincolo de ce știe toată lumea că dânsul construiește, domnule Lazar, eu vă mulțumesc nu ca o predare de ștafetă, ci pentru faptul că ați avut înțelepciunea, decența și curajul de a pune umărul la construi acest vehicul politic care, în mod cer, ne va duce spre câștig. Suntem o echipă, suntem puternici, suntem determinați. Nu va fi o campanie ușoară și frumoasă. Eu le spun adversarilor noștri, ceea ce am spus și în Bacău, să aibă mare, mare grijă la felul în care își vor calibra campania. Pentru că noi trebuie să ne adresăm cetățenilor cu ceea ce trebuie să facem pentru ei. Sperăm să nu fim puși în situația în care să trebuiască să arătăm oneștenilor și băcăoanilor adevărata lor față. Noi dorim ca această campanie să fie axată pe ceea ce dorim noi să facem. Noi vrem să construim pentru că se poate. Aș vrea să le spun așa. Ați furat, ați distrus Oneștiul și județul, lăsați-ne să ne ducem singuri viitorul, să ne construim singuri soarta. Aveți înțelepciunea de a vă retrage cu decență, dacă poate să spune cu decență. Pentru că nici USR, nici PNL, nici Plus, nici un om cu de bună credință din județul acesta nu va mai fi timorat, speriat. Ne vom bate cu toate armele pe care le permite politica și vom scoate adevărul la lumină despre oricine. Și pentru că suntem lângă, avem o comună lângă Onești, unde un om care a lucrat 20 de ani în străinătate, s-a întors acasă, să poată să-și ducă din nou viitorul la el. Vreau să vi-l prezint pe candidatul nostru de la Ștefan cel Mare, pe domnul Chelaru. Un om curajos. Stați, nu vă așezați așa ușor. Un om curajos care, după 28 septembrie, uitați-vă un pic spre cameră, trebuie să facă
ca primarul PSD de 30 de ani din Comuna Ștefan cel Mare să fie istorie. Așa cum ați reușit în străinătate, fără să vă sprijine nimeni, să faceți, domnule Chelaru, în așa fel încât și cei din Ștefan cel Mare să capete curaj. Pentru că, domnilor, oamenilor încă le este frică. Încă le este frică. Deci oneșteni, băcăoani, după 30 de ani de la Revoluție, încă sentimentul de frică mai mare decât în timpul lui Ceaușescu există în societatea băcăoană și în România. Din păcate. Dacă nu vom face cu mult curaj ca acest sentiment de frică să dispară, suntem condamnați să nu ne mai privim copiii în ochi. Îi trimitem singuri de acasă. Singuri îi umilim, singuri îi fugărim. Noi îi vom fugări de acasă. Pentru că ei vor putea în țară la ei să-și ducă rostul. Dar dacă noi vom fi niște lași și niște fricoși, nimeni nu ne va ierta. Iertați-mi acest discurs de final, dar altă dată am fi putut cânta, am fi putut deschide baloane, am fi putut să ne îmbrățișăm, să ne pupăm. Așa, un pic mai auster, dar cu mult curaj, mergeți spre victorie. Doamne ajută! Dacă sunt întrebări de partea presă. E totul clar. E totul clar. Am omis ceva? Mulțumesc frumos! Mulțumim mult! Mulțumim mult!